Da, deci am în față o frecvență, adică frecvența modulatorului, modulatorul este undeva în spatele PC-ului, deci în spatele lui, nu am cum să ajung la el. Ce vreau să vă zic celor care sunt acum, nimeni altul decât Grumburg Editor, unul dintre nemții care au formulat pentru unele stații nemțești RDS-ul sub forma aceasta, pot să zic audio, deci formând un link audio, nu un link din memorii cu coduri și așa mai departe, cum fac aparatele de RDS, acelea de masă și așa mai departe, aparatele scumpe de RDS, noi vom face un RDS de radioamator, deci metoda aceasta practică de amatori. Uite, old school, RDS school-ul, uitați-l aici în față, deci citiți RDS school-ul. Uitați filele MP3 făcute audio, așa. Haideți să luăm un RDS blank, da? Bun. În acest moment, uite, mă duc la Winamp și setez să fie pus repeat-ul, da? Un RDS blank, dacă mă uit, așa, nu mai afișează frecvența. Asta înseamnă că RDS-ul este în blank. Uitați, noi trecem și la alcantetopon. Deci, un blank, dispare frecvența, da? Deci, în acest moment, RDS-ul nostru este în blank, da? Bun, mergem mai departe și intrăm în patru piese mesaje, default-ul la o stație radiofonică, da? Patru piese mesaje, da? Haideți să ne uităm ce scrie. Acesta este un mesaj pentru tine, conținut cu patru piesuri, da? Haideți să uităm ce scrie și ăsta. Da? Bun. Dacă a afișat, înseamnă că e bine. Mergem la Dynamic PS. Deci, Dynamic PS, funcția de asta de mesaje dinamice depășind numărul de 10. Deci, dacă avem 10 mesaje puse într-o formă de asta kilometrică, la 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 așa până la sfârșit, acesta este dinamicitate. Pentru că el la 10 formează, pot să spun, o a doua etapă de a intra în modul de a le afișa, da? 16 mesaje. Dăm play în acest moment și ne uităm. Blank. Blank, da? This is a long message și așa mai departe, da? Hai să punem asta să vadă toată lumea despre ce e vorba. Da. Deci 3 secunde delay, dacă că citim ce scrie. Dacă asta nu mai se vede la de sus. Da? Deci, un mesaj atât de lung că este făcut din 16 piesuri. Pies dinamic este un pies care vreau să zic că conține de la pies 1 la pies N, asta înseamnă 3 ore, 4 ore de RDS continuu fără să se repete nimic. Dacă ai putea să scrii dintr-o carte, ar fi totul ok, adică ar fi, nu știu cum să spun, ceva foarte drăguț, ar citi cineva sau dacă vrei editezi emisiunea să apară pe radio. Pentru mulți s-ar putea forma un program radio care să
ajute, pot să spun, prin Dynamic PS, să ajute să citească ce vorbește speakerul la, pot să spun, la emisiunea respectivă. Să spun că este foarte interesant, oricum, acest RDS Dynamic, da? Bun, uitați, Winamp-ul se oprește, hai de să oprim Winamp-ul că merge degeaba. Da, uite, a rămas EON-ul și la ăla și la ăsta. Da, nu mai are RDS, da? Hai. Da, hai. Mut, fără RDS niciunul, da? Haideți să facem în așa fel încât să mai luăm o lecție, tot o lecție. Încercăm cu dinamic RDS, deci nu încurcați. RDS dinamic, nu PS dinamic, RDS dinamic. Bun, la PS dinamic era așa, la RDS-ul dinamic este ceva care la unele aparate merge, la unele aparate nu merge. Uite că la aparatul de jos nu merge. Ia fiți atenți ce face. Îmi bagă liniile de dedesubt. Dar de ce îmi bagă liniile? Că normal, dacă stai să te gândești în formatul acesta, apare underscore conversion to space. Adică ce underscore, ce e pe dedesubt, trebuie să apară pe jos. Deci nu are nicio treabă cu liniuțele. Deci underscore-ul e degeaba apărut, îl afișează pentru că underscore-ul nu se emite. Deci uite-te. Deci uite-te, el merge, da? Underscore-ul nu se emite, uite-te sus pe aparatul acesta. Deci uite-te, ăsta nu are nici un underscore. Uite-te, mai dăm o dată play să te convingi. Să vedeți, astea sunt câteva dintre bug-urile oficiale ale RDS-ului. Nu știu cum să vă zic, fiecare decodor are damblaua lui, nu este de la noi, este de la ei. Mai am un decodor de RDS lângă mine, un decodor făcut de Sony, o porcărie totală, dar cum este bun pentru instant RDS mesaj. Adică dacă într-o secundă apare un RDS, să îl afișeze, da? Deci RDS audio, dai play, trimiți în aer, îl recepționezi cu aparatul de radio. Da? Nici o treabă, cu nimeni, nu te ceri, nu te latri, nu nimic, da? Bine, hai că punem punct la această, pot să zic, lecție old school. O vedem pe Sopedia împreună la 88108. Uitați și mesajul. Pentru cei care sunt amatori de RDS audio, da? E, pentru acest lucru vedeți și dumneavoastră și filmul și exemplele și așa mai departe. Vă urez baftă tuturor celor care aveți placă creativ. Deci creativ, da? Salutare!